Iată, ne aflăm astăzi la zi de sărbătoare, zi binecuvântată de Dumnezeu a parohiei noastre Crainici. Astăzi am sărbătorit 1 august data de naștere a părintelui nostru eroschimonah Nilu Robanțu, centenarul săvârșit astăzi. Acum 2 ani Dumnezeu ne-a binecuvântat și am prăznuit bicentenarul acestei biserici frumoase, care are o crotitoare pe Maica Domnului. Biserica este ctitorită de familia Bornaz, o familie de boieri ai locului, care au trudit și au făcut-o ca noi astăzi să ne bucurăm. Din păcate, ca și cum vârsta peste om trece și povările bătrâneții vin, așa și cu biserica noastră, a trecut ani și, fiind monument istoric, se află într-o stare de deteriorare, dar nădăjduim noi că Bunul Dumnezeu și Părintele Nil ne va ajuta ca să o aducem așa cum a fost la titoria ei adevărată în zilele de punerea pietrei de temelie. Avem și un proiect în acest sens pe fonduri europene, un mic proiect de vreo 50.000 de euro am reușit ca să-l prindem, ca să reușim să punem măcar acoperișul. Cu privire la Părintele Nil Robanțu, este o personalitate nu numai a satului nostru, ci a României întregi. Un puznic, un părinte sfințit, cu har, așa cum spun oamenii de la țară, care a lăsat o operă foarte mare în urma dumnealui, atât din punct de vedere intelectuală, cât și din punct de vedere duhovnicească sau sufletească. Părintele s-a născut în satul nostru, părintele s-a botezat în această biserică, a fost prohodit și înmormântat, cum suntem la mormântul astăzi de față, și ne-am bucurat de această slujbă de pomenire binecuvântată, săvârșită de ierarhul locului. Mulțumim tuturor celor ce vin la sfânta noastră biserică și donează câte ceva ca noi să reușim să o aducem la starea ei de odinioară, așa cum se spune, la țară.